cum este pentru dumneavoastră să ne vedeți de acolo, de sus, din cer, de când faceți această meserie? Cât de greu este să faceți acrobațiile? Este foarte frumos când suntem la meetingurile aviatice să vedem de sus că sunt foarte mulți oameni care admiră evoluțiile noastre. Am început la 16 ani, ca orice tânăr care poate începe pregătirea gratuit în Aeroclubul României. Ani de pregătire, ani de selecție, tot timpul evoluții noi, colegi noi, am crescut o echipă tânără, ați văzut azi, am colegi foarte tineri care fac evoluții fantastice. Este o muncă continuă, dar și rezultatele sunt pe măsură, pentru că noi reprezentăm România la competițiile internaționale și în ultimii ani aducem podiumuri în mod constant. Spuneți-mi, vă rog, ce fel de medalii ați luat? Ați spus că ați fost pe podium de fiecare dată. Noi putem să vorbim doar despre anul trecut, când echipa mică de acrobație a ieșit pe locul 2 mondial, iar echipa mare de acrobație a ieșit pe locul 1 european. Și toate aceste rezultate curg continuu din 2015 în prezent. Ne puteți spune ce am văzut astăzi aici pe cerul Constanței? Astăzi Aeroclubul României a zburat 2 ore cu o formație de avioane de școală Savana. De asemenea am avut 2 formații ale șoimilor României cu 5 și cu 6 avioane. Evoluții individuale ale șoimilor României și parașutiștii noștri care au evoluat foarte frumos având în vedere intensitatea vântului. Ce fel de acrobații au făcut? Au făcut tot ce se poate face cu un avion Nexa 330C, sunt cele mai moderne avioane de acrobație din lume. Noi avem 5 astfel de avioane în dotare, au făcut looping-uri, tonouri, foarte multe verticale, răsucit pe verticală, nu intrăm în detalii tehnice pentru că ar fi plictisitor. Vă spuneți numele și funcția ta voastră, vă rog. Rotaru George, director general Aeroclubul României.